Preasfințite Episcop, Virgil Vercea, Eparhul Euradia Mare, Preasfințite Episcop Mihai Frățilă, Eparhul Eparhiei Sfântul Vasile cel Mare din București, Preacucernici Părinți Vicar, Părinte Vicar Biserica Ioan, și împreună slujitorii, Excelența voastră, domnule președinte emerit și profesor universitar Emil Constantinescu, mulțumindu-vă pentru prezența Excelenței voastre la acest moment aici, în comuniune de rugăciune, distinse personalități academice universitare clujene, distinse personalități ale autorităților locale aici prezente și distinse personalități ale lumii politice, iubiți credincioși, nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui să vă dea vouă împărăția cerurilor. Un citat care ne îndeamnă la curaj, indiferent de număr sau de statistici. Doamna profesoară universitară Doina Cornea, pe care o conducem astăzi împreună pe ultimul drum pământesc, făcea parte din această minoritate exclusă, marginalizată, cu tendința de a fi redusă la tăcere în timpul regimului de care ne amintim cu toții. A fost numită în repetate rânduri dizidentă și, dacă vrem, o caracterizare din partea unui istoric încă în viață americană. El spunea așa: dizidenta cea mai curajoasă și mai demnă de respect din România, care a sfidat timp de 8 ani regimul anacronic și represiv al lui Ceaușescu. Într-adevăr, poziția aceasta de dizidență este mai cunoscută. Poate unii dintre noi ne amintim cum auzeam despre doamna profesoară care era izolată adeseori de poliție și de securitate, supravegheată non-stop cu multă atenție, până la momentul în care s-a ajuns să fie un tranșeu de-a curmezișul străzii pe care locuia, pentru a împiedica mașinile care doreau să vină atât din țară cât și de peste hotare să o viziteze. S-a vorbit deci mult despre dizidența ei, împotrivirea ei. S-a vorbit mai puțin despre spiritul vizionar pe care l-a avut. N-a fost numai o persoană care a protestat împotriva non-valorilor comuniste, dar a oferit și soluții. Soluții pentru viitor. A încercat să explice societății românești la o strate în ghetoul comunist că o națiune nu se poate dezvolta decât prin cultură, printr-o bună spiritualitate și morală, prin contacte externe și prin dialog cu alte națiuni. Însă lupta ei, atenție, nu a fost o luptă politică. Nu a luptat pentru un partid, ci a fost o luptă pentru binele societății românești. Și aici, probabil că ne întâlnim cu alte destine. Este acea rădăcină a unei identități confesionale
care și-a spus cuvântul de-a lungul istoriei spre binele acestei națiuni. Pentru că suntem în anul aniversar al centenarului Unirii de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, și în anul omagial al primului cardinal al neamului românesc, Iuliu Hosu, acum la ultima însoțire pământească a doamnei profesoare Doina Cornea, amintesc numele a două mari personalități vizionare care, așa cum s-a spus, s-a amintit, au avut același destin. Episcopul Micu Klein, baron de Sad, care afirma în 1737 că populațiile valahe ce se aflau la est și la sud de Carpați erau de un sânge cu transilvănenii, formând o singură națiune. Și a doua personalitate, episcopul martir și mărturisitor Iuliu Hosu, primul purpurat al neamului românesc, ce a rămas perseverent în crezul său, în biserica sa unită cu Roma, în victoria ei în cursul istoriei, indiferent de propunerile ispititoare ale regimului ateu sau din partea altor confesiuni, răspunzând mereu cu aceeași tărie și fermitate, credința noastră este viața noastră. Pentru a putea afirma așa ceva, este nevoie însă, mai înainte, să ai cu adevărat un crez de viață. Și aici ne întâlnim cu destinul doamnei profesoare Doina Cornea, care, spuneam, a fost în felul său o vizionară. A înțeles că societatea românească din anii 75-80 era o societate în plină degradare. Dați-mi voie să citez din scrisoarea adresată intelectualilor din România prin intermediul postului Europa Liberă. Un popor fără o scară de valori morale și spirituale, un popor hrănit doar din lozinci, un popor care are nevoie de lumină, de deschidere, de dialog. În această scrisoare, în care, pentru un mod nefericit, i s-a dezvăluit și numele și-au urmat consecințele de rigoare, adresa profesorilor, în mod particular colegilor profesori universitari, îndemnul de a nu mai preda noțiuni în care nu credeau, și studenților îndemnul de a nu înceta să gândească, să întrebe și să critique dacă este necesar. Calvarul începuse mai demult, în 1949, îi se găsește o pastorală a preasfințitului Ionel Suciu și este primul contact cu securitatea. Însă, pe față, în 1975, refuză să semneze jurământul de fidelitate regimului și tovarășului Ceaușescu, așa cum se obișnuia în vremea respectivă. Este momentul, să zicem așa, luptei deschise. Ca profesoară, întrezăresc o cauză mult mai generală și mai adâncă, spunea doamna profesoară Doina Cornea, de valorizarea culturală și spirituală a societății noastre, în urma impunerii unei ideologii reductive și sterilizante. De fapt,
a încercat și studenților să le insufle aceste idei, făcând traduceri din Mircea Eliade, din Cioran Ionescu, pentru a le deschide orizontul de gândire și invitându-i să mediteze asupra acelor idei. A înțeles că societatea românească din acei ani avea nevoie de regenerarea unei elite care fusese distrusă în perioada 48-56. Și într-adevăr, este pentru noi o mare gaură neagră ceea ce s-a întâmplat în această perioadă în care noi românii ne-am decimat elitele intelectuale în închisori, la Sighet, la Jilava, la Pitești, la Gherla. Nu ne-am dat seama ce înseamnă pentru generațiile următoare să nu aibă mentori, să nu aibă modele, să nu aibă îndrumători pentru viața lor, pentru formarea lor. De asemenea, deopotrivă și după anii 90, atunci când a fost scurtată de cei care și-au asumat pe nedrept acele evenimente începute la Timișoara, a spus mereu, este nevoie de o elită culturală, de o elită politică pentru a păși pe drumul unei democrații autentice. Deopotrivă, a știut să rămână perseverentă principiilor de viață asumate cu credință, chiar și atunci când colegii care invitaseră să facă parte din Frontul Salvării Naționale și-au schimbat opiniile, au deviat de la drumul drept al valorilor afirmate public și atunci, fără să ezite, s-a desolidarizat inclusiv de cel care urma să fie primul președinte de după 90, dar și de ceilalți mari ai vremii care doreau să-și facă jocurile lor politice. A avut oarecum același destin ca marile personalități amintite, episcopul Micu Klein și cardinalul Iuliu Hosu. Într-un epitaf scria foarte frumos în limba latină, traduc, exilat de către ai săi, la ai săi. Micu Klein își încheie cursul vieții la Roma, fără a se putea întoarce acasă, cardinalul Iuliu Hosu în mănăstirea ortodoxă de la Căldărușani, în domiciliu obligatoriu. În mod asemănător, doamna profesoară Doina Cornea, neînțeleasă de ai săi, s-a autoexilat din cadrul unei politici post-comuniste, dar tot comuniste, care apoi, în timp, și-a dovedit ineficiența. Sigur, nu este cazul să facem acum nici politică, nici polemică. Avea puterea și darul de a exprima limpede și clar ceea ce gândea, chiar dacă uneori deranja. A rămas peste timp un motto luat dintr-o cuvântare a cardinalului Alexandru Todea, de vrednică pomenire, ce te deranjează, te vibră. Ceea ce te deranjează, te face să trăiești. În cazul de față, te face să gândești. Este această putere care îi venea de la Dumnezeu,
chiar dacă pentru patră, așa cum s-a spus, pentru patră, pentru firavă închipuire omenească, o claritate și o clarviziune ce o ridica deasupra maselor preocupate poate prea mult în anii 90 de aspecte materiale, de căpătuială, de putere, de posturi înalte, de propriul bine. De viața spirituală se îngrijea cu regularitate. Am avut și eu ocazia să stau de vorbă cu doamna profesoară, atât la episcopie, cât și la domiciliul dânsei, pe teme spirituale, și avea mare grijă de cele spirituale, tocmai pentru a putea sta dreaptă în fața lui Dumnezeu și a fi sigură că judecățile, gândurile exprimate nu sunt ale ei, ci există o voință mai presus de ea. Asta drept în fața societății, asta drept în fața lui Dumnezeu, este un ideal pe care ar trebui orice creștin să-l împărtășească. Putem afirma că doamna profesoare stă acum drept în fața societății românești și drept și în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă nu a fost înțeleasă nici înainte de anii 90, deși mult admirată, dar nici după anii 90, însă poate și mai puțin admirată. În semn de apreciere și recunoaștere a meritului său în activitatea din vremea clandestinității Bisericii Greco-Catolice, dar și prin sprijinul acordat pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice după anii 90, Papa Ioan Paul al II-lea, spunem astăzi Sfântul Ioan Paul al II-lea, i-a acordat titlul onorific și diploma de cavaler al Sfântului Silvestru Papă la 9 iunie anul Domnului 2003, având bucuria de a-i înmâna acest document personal în sala Mușlea a Bibliotecii Centrale Universitare. Domnul a chemat acum să se alăture marilor înaintași în locul unde va primi și binemeritata răsplătire pentru lupta ei purtată în numele adevărului, al libertății și al dreptății, precum și pentru lupta pe care a dus-o pentru afirmarea valorilor bisericii din care făcea parte, afirmarea drepturilor legitime ale acestei biserici, odios reprimate de regimul comunist. Călătoria sa pământească, iată, se încheie acum în luna mai, poate nu întâmplător, în luna episcopilor martiri și mărturisitori ai Bisericii Greco-Catolice, cinstiți deja de peste 18 ani prin pelerinajele naționale la Sighet, acolo unde își așteaptă obștească înviere osemintele episcopilor Valeriu Traian Frențiu, episcopul de Oradea Mare, Ioan Suciu, administrator apostolic al Blajului, și episcopul Titliu Chinezu, împreună cu atâția alți mari oameni de stat, politici. Acum, la ceasul despărțirii, transmitem condoleanțe familiei îndoliate, în mod particular fiului Leontin, care, așa cum s-a spus, a fost sprijinul bătrâneților, neputințelor doamnei profesoare, cu multă răbdare și cu multă perseverență. De asemenea, s-a amintit, o fac și la dorința familiei, se află aici și resturile pământești ale Ariadnei și vor fi încumate împreună într-un semn frumos de solidaritate. La ceasul despărțirii,
poate rosti acum cu apostolul neamurilor, Sfântul Pavel. Lupta cea bună m-a luptat, călătoria am săvârșit, dar în toate acestea credința am păzit-o. Amin. Odihna cea veșnică, Tăiului Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească ei, să se odihnească în pace și să-i fie veșnică pomenire.